V-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Mai sunt doar câteva zile până la începerea noului an școlar, iar stabilirea ultimelor detalii înaintea primului clopoțel sunt în curs de definitivare. Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Mureș declară că, în conformitate cu datele corelate, unitățile de învățământ mureșene sunt în general pregătite pentru noul an școlar. Conform statisticilor elaborate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, la nivelul județului, din 645 de unități școlare, 641 sunt autorizate sanitar. 4 unități de învățământ fără aviz sanitar s-au identificat în comuna Gheorghe Doja și municipiul Sighișoara, fiind afectați aproximativ 100 de elevi. Cele 4 unități despre care am pomenit nu își vor găsi rezolvarea, n-au cum să-și găsească rezolvarea, pentru că fie sunt unități retrocedate și primările n-au posibilitatea legală de a investi în aceste obiective, fie în Roura, respectiv Hetiur, nu există apă curentă și acolo chiar că nu există apă curentă, deci nu e așa cum spuneam la alte unități unde trece apa și nu s-a rezolvat problema, respectiv nu există grup sanitar. Ținem o permanentă legătură cu administrațiile locale de acolo, în speță cazul de la Sighișoara, și încercăm să rezolvăm punctual problema. În ceea ce privește înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, datele centralizate evidențiază că peste 99% dintre preșcolari se află pe listele de înscriere, o creștere semnificativă comparativ cu anul școlar 2015-2016. Practic avem acoperite aproape toate locurile. Nu avem copii, așa, în mod masiv, copii care nu și-au regăsit locul la clasa pregătitoare. Din punct de vedere al avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, 88 unități școlare sunt autorizate, 513 nu necesită autorizare și 44 sunt fără avize. Structura rețelei școlare 2016-2017 cuprinde 626 de unități școlare publice și 18 private, 168 dintre acestea având personalitate juridică. În legătură cu stabilirea posturilor de conducere în cadrul instituțiilor de învățământ, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director se va organiza la nivel național în 12 octombrie. Un eveniment de mare amploare dedicat exclusiv patrupedelor va avea loc la Târgu Mureș în acest sfârșit de săptămână. Binecunoscutul eveniment dedicat câinilor de rasă, Dracula Dog Show, își deschide porțile pe data de 3 septembrie în binecunoscuta locație Parcul Municipal. Ultimele detalii legate de manifestarea chinologică au fost oferite astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Câinii se vor situa la înălțime zilele viitoare, chiar în municipiul nostru. Asta după ce cea mai importantă expoziție canină din Europa de Est își deschide porțile în acest sfârșit de săptămână în Parcul Municipal. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 11, aduce expozați din Ungaria, Polonia, Cehia, Rusia, Ucraina, Norvegia, Finlanda, Suedia, Italia, dar și alte țări. Toate acestea în cadrul celor 4 expoziții naționale și 2 internaționale. Avem în jur de 3.000 de arbitraje în cele 2 zile. Asta înseamnă un număr de arbitraj record în România, deci cu 150 de rase din 23 de țări. Deci putem să spunem că cele 23 de țări reprezintă o competiție puternică internațională. Elementul de noutate adus de organizatori anul acesta este reprezentat de premierea celor mai frumoase patrupede, care va avea loc sâmbătă începând cu ora 19 în piațeta cetății medievale, însoțită de apariția contelui Dracula, care va alege cel mai frumos exemplar canin. Municipalitatea sprijină acest demers, consilierul personal al primarului municipiului Claudiu Maior, afirmând faptul că își dorește ca mai multe instituții să organizeze astfel de evenimente. Știți că e cu adevărat un concurs și dacă a vorbit de un concurs internațional, să știți că așa este. Suntem și trebuie să-l felicit din nou. Este ceva ce mi-aș dori să facă fiecare ONG sau știu eu, fiecare asociație sportivă sau de altă natură în Târgu Mureș, pentru că se ridică prestigiul orașului, vor fi cazările pline, banii vor rămâne la Târgu Mureș. O rasă norvegiană rar întâlnită în Europa își va face loc în cadrul expoziției canine Dracula Dog Show. Numele este Lundehunde,
care este faimos în Norvegia, trebuie să știm despre rasa asta, care are 5 degete. Deci câinele are 4 degete în față, această rasă are 5 degete. De ce? Pentru că așa au selectat, se poate cățăra pe copac. Așadar, dacă vreți să faceți cunoștință cu frumusețea canină Dracula, Dog Show vă așteaptă începând de sâmbătă până duminică în parcul municipal. Marco Bello se retrage din politică și administrația fondului pentru mediu a finalizat rezultatul celei de-a doua etape de evaluare și validare a dosarelor depuse de persoanele juridice. Toate acestea, dar și alte informații, știrile pe scurt. Senatorul Marco Bello a afirmat că nominalizările sunt în curs. Momentan, așa văd că avem șanse la o fracțiune multicoloră puternică. Momentan nu văd niciun motiv pentru a-mi schimba decizia, adăugând că nu ar accepta un nou mandat decât în cazul în care ar fi absolut necesară prezența sa în fracțiunea parlamentară. Politicianul poet a fost președintele UDMR în perioada 1993-2011. Începând cu 2011, a început să-și pregătească retragerea cu pași mărunți din viața politică, vrând să-și dedice timpul carierei și creației literare. Nu se va retrage însă din viața publică și va continua să-și exprime părerea despre politică și de acum încolo. Pentru alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, UDMR pregătește lista candidaților, pe care o va finaliza până pe 26 septembrie. Administrația Fondului pentru Mediu a finalizat rezultatul celei de-a doua etape de evaluare și validare a dosarelor depuse de persoanele juridice în programul de stimulare a noirii parcului autonațional, programul RABLA și programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, programul RABLA Plus 2016. Pentru programul RABLA au fost acceptate 114 dosare pentru 466 de autovehicule. Din 180 de dosare depuse de persoane juridice, 66 de dosare au fost respinse. Au fost aprobate 6 contestații pentru 13 autovehicule aferente dosarelor respinse în prima etapă de evaluare. Pentru programul RABLA Plus au fost acceptate 7 dosare pentru 30 de autovehicule din 12 dosare depuse de persoane juridice, 5 dosare au fost respinse. Sectorul zootehnic reprezintă o principală ramură a agriculturii, care la nivel județean a cunoscut în ultima perioadă evoluție favorabilă la anumite sectoare. Care este situația acestui domeniu agricol, ne spune coordonatorul Oficiului Județean de Zootehnie, Maria Fola. Din datele centralizate de către Oficiul Județean de Zootehnie Mureș, reiese că acest domeniu a cunoscut atât o evoluție cât și o descreștere a numărului de capete la anumite sectoare. Din datele oficiale centralizate la nivel de județ, s-a constatat că efectivul de femeli totat catagrafiat la specia bovine a înregistrat o creștere de 850 de capete comparativ cu anul 2015. La specia suină s-a constatat că efectivul a crescut cu 23 de capete față de anul anterior. La caprine avem o creștere de 2071 de capete comparativ cu anul anterior, iar la cabaline se înregistrează o scădere cu 201 capete. Pentru activitățile de însămânțare artificială sunt autorizați la sectorul taurin 152 depresatori de servicii și 38 la sectorul suine. La sectorul ovine, caprine și echidee, reproducția a fost programată prin montă naturală. În ceea ce privește sectorul albine, la nivelul județului există 10 stupine de multiplicare acreditate. Pasiunea pentru pictură, dragostea față de elementele naturii și specificul satului românesc sunt doar câteva elemente care reprezintă motiv de inspirație pentru pictori. Poveștile culorilor au fost înșirate pe pânzele care astăzi oferă imagini artistice reprezentative din punct de vedere al imaginației. Viața satului, portul popular și datinile străbune sunt elementele care se regăsesc în creațiile artistului plastic Elena Harja, expuse pe holurile Palatului Administrativ din Târgu Mureș. Aceasta ne-a mărturisit că pasiunea pentru arta naivă a descoperit-o relativ recent, însă lucrările sale sunt apreciate atât de specialiști în domeniu cât și de privitori. Este greu de spus că frumosul este cel care te inspiră în tot ceea ce faci. Ori eu frumosul îl văd oriunde, dar în special la țară, acolo unde omul este la el acasă. În natura își exprimă frumusețile în splendoarea și în grandoarea ei.
Pictura naivă este adeseori asemănată cu pictura copiilor, din perspectiva inocenței exprimată prin sinceritate. Directorul Direcției Județene de Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, spune că temele abordate de artistul Enela Harja sunt desprinse din nostalgie. Acestea sunt reprezentate de amintirile legate de satul natal și de copilărie. Toate aceste imagini se regăsesc în lucrările surprinzătoare, neținând seama de geografie și geometrie. Cred că pictura naivă e un gen care are respectabilitate și onorabilitate, iar cei care de-a lungul anilor s-au regăsit în pictura naivă au creat lucrări care s-au impus și pe plan național și pe plan mondial. E un gen care fascinează pentru că el trece dincolo de regulile și de normele picturii. Pictorul naiv își ia de plină libertate de a interpreta după bunul plac, milimele de rigoare, temele pe care le abordează. Dacă expoziția Elenei Harja găzduiește lucrări care adoptă stilul naiv, artistul plastic Rodica Olteanu oferă publicului posibilitatea de a admira lucrările realiste de șevalet, cu influențe impresioniste și portrete. Toate aceste elemente se regăsesc în cadrul vernisajului găzduit de Galeria Unirea Asociației Artiștilor Plastici Mureș. Am creat, de fapt, o galerie de artă cu portrete de personalități care îmi poartă numele. Și această galerie cuprinde deocamdată 9 personalități. Pe lângă aceste personalități, aceste portrete, am adus și această expoziție, având în plus anumite lucrări pe care le-am realizat între timp într-o tabără internațională. Lucrările Rodicăi Olteanu au impresionat publicul prezent la vernisaj atât prin motivele expuse cât și prin viziunea artistică exprimată cu ajutorul panelului. E o expoziție deosebită. Rodica Olteanu este în egală măsură pictoriță, dar și o bună mânuitoare de condei. E rafinată, e sensibilă. Mă bucur că a reușit să-și facă și timp pentru a expune aici. Ei bine, dacă vă numărați printre admiratorii artei plastice, aveți posibilitatea de a analiza aceste lucrări în funcție de stilul care vă pasionează. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrearond@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi excelentă în continuare. La revedere!